Iubiți frați și surori, astăzi, a doua zi de Crăciun, Biserica propune în calendarul nostru pe Sfântul Ștefan, primul diacon al Bisericii, primul apologet, primul martir al Bisericii noastre. După cum am auzit din prima lectură, luată din Faptele Apostolilor, la comunitatea din Ierusalim, la câteva vreme după moartea și învierea lui Iisus, erau multe probleme între creștinii care proveneau din Ierusalim și creștinii care proveneau dintre evrei din diaspora. Era grupul celor 12 apostoli care proveneau din Ierusalim, deci dintre evrei din Ierusalim, și apoi grupul credincioșilor, creștinilor care proveneau dintre evrei din afara Ierusalimului, din alte părți ale atunci Imperiului Roman. Ei bine, Ștefan vine din această grupare din diaspora și este ales împreună cu alți 6 tineri, bărbați, ca să slujească la mese și să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Li se încredințează așadar misiunea de diacon, care a rămas permanent în biserică de atunci și până astăzi. Diaconatul este prima treaptă spre preoție. Preoția prezbiterală pe care o au cei mai mulți preoți, cum o am și eu, apoi este preoția deplină pe care o are episcopul. Prima treaptă așadar este diaconatul, ei se ocupă cu activitățile caritative și cu vestirea cuvântului. Apoi preoții care botează și așa mai departe. Sfântul Ștefan așadar este primul diacon din această structură a bisericii pe care o cunoaștem noi și primul apologet, adică primul apărător al credinței în Iisus Hristos, plecând de la textele Vechiului Testament. Era într-adevăr o persoană foarte bine pregătită din acest punct de vedere. Cunoștea la perfecție Sfintele Scripturi, Vechile Scripturi, și găsea acolo pasaje care îl anunțau pe Hristos, vorbeau despre Hristos și avea atâta duh și atâta înțelepciune întrânsul, cum spun Faptele Apostolilor, încât nimeni nu putea să-i dea vreo replică, să-l oprească și să-l contrazic. Era temut așadar pentru înțelepciunea pe care o avea și Duhul lui Dumnezeu care îl locuia și care vorbea prin trânsul. Sigur, evreii ceilalți care nu erau convertiți, care nu intraseră încă în biserică și auzeau această lectură a Vechiului Testament în cheie creștină, erau scandalizați. Și lucrul s-a întâmplat, ne spun Faptele Apostolilor, odată când el vorbea despre Hristos și evreii care l-ascultau atât de mult s-au înfuriat încât l-au scos în afara cetății și acolo l-au omorât cu pietre. Se afla printre aceștia și un tânăr numit Saul, care mai târziu va deveni Paul, apostolul Paul. La picioarele lui, unii dintre aceștia și-au așezat hainele pentru ca să fie mai sprinteni în a-l ucide pe Ștefan. Iubiți frați, această istorie adevărată a începuturilor bisericii noastre, propusă astăzi a doua zi de Crăciun, mă uit la fețele dumneavoastră, mă mai gândesc și la cei care sunt pe acasă, sigur, vine ca un pumn în stomac. Noi astăzi, a doua zi de Crăciun, noi așa trebuie să digerăm ceea ce am consumat începând din noaptea de Crăciun, ieri, cărnuri, mâncăruri, băuturi și așa mai departe. Și astăzi ar trebui să fie o zi de relax, așa, de, eu știu, de intimitate în familie, să stăm unii cu alții, copiii să-și vadă jucăriile, dar nu să venim noi acum să vorbim despre ucidere, despre sânge, despre martiriu, despre crimă, nu așa, că avem un Crăciun destul de zaharisit, cu mult alb, cu dulcețuri, cu bunătățuri și noi venim acum cu astfel de istorie adevărate, dar crude, despre începuturile bisericii. Într-adevăr, Crăciunul, sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, este marcată de această, să spunem, dublă dimensiune. Una a bucuriei și a speranței și o altă dimensiune, să spunem așa, a tristeții și a respingerii și a crucii și a suferinței.
Între Crăciun și Paște există o strânsă legătură între Ieslea, în care s-a născut Iisus, și Calvar, crucea unde El a fost răstignit, este o strânsă legătură. Una trimite către cealaltă. Este un Paște, dacă vreți, anticipat la Crăciun. Și, din păcate, lucrurile acestea noi le cam uităm acum, în preajma sărbătorilor, și rămânem cantonați într-un fel de Crăciun romantic, așa, sentimental, cu colinde, cu bunătățuri, și ne dispare, parcă, dintre mâini și din fața ochilor noștri, realitatea adevărată a Crăciunului, care înseamnă mărturie pentru Hristos. Adică, așa cum îngerul a vestit Fecioarei Maria că va zămisli de la Duhul Sfânt și a spus: fie mie după cuvântul tău, și cuvântul s-a făcut trup, va spune Sfântul Ioan, la fel și noi ar trebui să spunem în aceste zile, mereu să repetăm: fie mie, Doamne, după cuvântul tău, și cuvântul tău să devină în mine trup. Nimeni nu vă va critica pe dumneavoastră pentru niște adevăruri culturale, pentru niște idealuri din acestea spiritualizate, mistice, care nu au nimic de a face cu lumea. Dar pentru un adevăr întrupat în existența dumneavoastră și mărturisit cu convingere până la sânge, lumea va avea ceva de spus. Ori vă va accepta, ori vă va respinge. Lucrul acesta e clar. Numai că noi, cum am spus, ne mulțumim să stăm în acel Crăciun romantic, sentimental, eu știu, idealizat de tradițiile noastre, și refuzăm realitatea crudă, dar adevărată, a Crăciunului, care înseamnă și speranță, înseamnă și durere, înseamnă și bucurie și tristețe, înseamnă și iestele și cruce, înseamnă și mântuire care vindecă, înalță, dar și mântuire care purifică, care te face să suferi. Cu alte cuvinte, dacă vrem cu adevărat să asumăm sărbătoarea Crăciunului, ar trebui să ne facem niște urări din acestea unii către ceilalți, care să ne deranjeze, efectiv să ne deranjeze. Adică să nu mai, știu, să nu fim egoiști, să nu fim orgolioși, să nu fim prea plini de noi înșine și așa mai departe. Dar să formulăm aceste întrebări în așa fel încât să incidă asupra celuilalt. Altfel, ne scăldăm în vorbe frumoase, ne acoperim cu acest Crăciun comercial, cu schimbul de daruri, de cadouri unii față de ceilalți și uităm de sărbătorit, de cel care se află în centrul sărbătorii noastre, de Hristos. Într-adevăr, acesta este primul prag pentru a sufoca pruncul care se naște la Betleem în aceste zile de Crăciun. Eu am avut odată o mărturie din partea unei tinere familii. Într-adevăr, m-am cutremurat și eu și ei erau foarte speriați că la scurtă vreme după ce copilul au născut un copil și el l-am botezat eu, timpul nopții, obosiți amândoi, ce au făcut, ce n-au făcut, au întins mâna peste copil, copilul acela s-a sufocat și a murit. Erau sfârșiți acești tineri părinți, nu știau ce să mai facă. Sigur, un astfel de eveniment se întâmplă rar, dar se întâmplă, vedeți, fizic, biologic, ca un copil să fie sufocat de proprii părinți, fără vina lor, evident, nu și-au dat seama. Ei, se întâmplă la fel și cu Iisus, care se naște la Betleem și se naște în inimile noastre, acum sacramental, și noi îl sufocăm. Prima dată, prin adormire, printr-un somn din acesta profund, pe care ne-l cultivă unii, pe care ne-l induc, știu cum să facă în așa fel încât Iisus Hristos să nu mai fie pomenit de noi în cuvinte, în fapte, în alegerile noastre, să nu mai fie invocat. Există și aici, știți, un pericol de a aluneca într-un fel de mărturie din aceasta fundamentalistă. Am auzit astăzi dimineață la radio, de exemplu, pe Radio Național, o astfel de mărturie fundamentalistă. E trist să auzi așa ceva. Noi nu ne batem acum pentru ortodoxie sau catolicism, sau pentru protestantism. Noi ne batem pentru Hristos, pe El trebuie să-L adorăm, să-L căutăm, să-I facem loc în inimile noastre, nu să, eu știu, să ne batem pentru niște ziduri sau niște tradiții culturale care, iată, tot mai puțină lume le prețuiește sau pur și simplu le ignoră. De aceea, uitarea
uitarea, somnul acesta profund, e deja culpabil, să știți. Noi suntem vinovați de lucrul acesta. Adică trebuie să ne trezim. Trebuie să avem această atenție vigilentă la ceea ce se întâmplă cu Hristos care e în noi prezent sacramental și să-L lăsăm să devină trup, adică să devină ființa noastră și să se concretizeze în alegerile de fiecare zi. Nu neapărat în mod conștient, subconștient, dar să fie acolo prezent. Pentru că altfel, noi suntem primii care participăm la această, cum să spunem, bătălie de eliminare a creștinismului din spațiul public, din cultura noastră obișnuită, din societate. Uitați-vă și la televiziunile naționale. Dimineața, acum, ușor, ușor, vă spun și asta, pentru că tocmai am terminat niște emisiuni pe acolo, există o tendință de a elimina viața religioasă din emisiunile de televiziune. În loc de mărturiile creștine, așa cum sunt ele la noi, ni se propun emisiuni cu crocodili, cu animale de companie, cu tot felul de lucruri. Nu cumva, deci, să se mai vorbească despre creștinism. Sau, în cel mai fericit caz, se va vorbi despre un creștinism cultural, dar nu unul real, nu unul întrupat, nu unul trăit, motivat. Nu, unul așa, deci, de imagine, de tradiție, ca să ne ducă cât mai departe de Hristos, să nu mai avem de-a face cu El. Există așadar o cristofobie, deci un fel de teamă de Hristos, de eliminarea lui Hristos, care începe cu somnul nostru adânc, prin care îl sufocăm, și apoi se ajunge la o cristianofobie, o teamă de creștinism în spațiul public, care elimină referințele la Hristos și la valorile Evangheliei. Prin urmare, cei care l-au ucis pe Ștefan la începuturile bisericii, să știți că sunt prezenți și astăzi. Poate participăm și noi inconștient la acest act de ucidere a mărturiei în favoarea lui Hristos și trebuie să ne trezească Sfântul Ștefan curajul acesta de a fi vigilenți, de a fi atenți și de a fi mărturisitori coerenți ai valorilor evanghelice. Convinși fiind că ceea ce numele lui semnifică, adică coroană, vom primi și noi, adică binecuvântarea și coroana aceasta a binecuvântării lui Dumnezeu pentru mărturia creștină coerentă. Eu vă spun, nu trebuie nimeni să vă confirme lucrul bun pe care îl faceți cu Hristos și în Hristos, pentru că lucrarea aceea are adăugat în sine, ca bonus, o satisfacție interioară ce nu se poate exprima în cuvinte. Faceți această experiență și o să vedeți că nu trebuie să vă aplaude cineva că v-ați construit viața pe Hristos și El devine temeiul alegerilor dumneavoastră. E inclusă acolo acea bucurie profundă pe care dacă o veți gusta odată, nu o veți mai lăsa. O veți căuta mereu. Ce ne învață așadar astăzi Sfântul Ștefan pe noi? Primul lucru, și anume, să încercăm să fim vestitori ai cuvântului întrupat. Adică ai cuvântului devenit realitate. Sunt importante și publicațiile, și traducerile Sfintei Scripturi, și comentariile, și tot ce vreți dumneavoastră. Dar cel mai important lucru este cuvântul întrupat, trăit. Lucrul acesta să-l înțelegem. Așa cum Maica Domnului a devenit cuvânt întrupat, locul în care cuvântul lui Dumnezeu a căpătat ființă, la fel și noi să încercăm să medităm asupra acestei chemări, provocări de a deveni cuvânt întrupat. Doilea lucru, să fim atenți, să nu sufocăm pruncul care s-a născut prin somnul nostru așa prelungit, prin indolența noastră, prin indiferența noastră, cum am spus, prin acele modalități diferite de a celebra Crăciunul, de la, eu știu, modalitățile comerciale, romantice, sentimentale, până la cele, eu știu, profane, care îl elimină complet pe Hristos. Să ne apropiem de acest Crăciun creștin adevărat, să-L întâlnim pe Iisus, să-L adorăm, să-L cinstim și să-I facem loc în inima noastră. Pentru că așa cum a vestit Îngerul Gabriel Mariei, să ni se întâmple și nouă cu adevărat. Cuvântul s-a făcut trup în noi. Lăudați să fie Iisus Hristos! Și acum să ne mărturisim și în final să adaug o urare neconvențională pentru pasiunea pe care o avem față de Hristos, pentru cuvântul care se întrupează în viața noastră, pentru iubirea față de cuvântul lui Dumnezeu pe care îl răspândim prin fapte bune,
lumea să arunce cu pietre în noi. Amin.